dacă este împărțită oareși după voința moartei, în care echipă fiecare se îndrăgostește atât de tare de propriu subiect, încât e pregătit să lupte până la moarte. Doamnelor și domnilor, am rămas fără timp pentru că a fost atât de mișto, a fost atât de pentru mine, nu știu dacă v-a plăcut și sincer nu mă interesează foarte tare. Aveți bani în buzunar, în buzunarul, mă rog, electronic, sunteți cu o investiție de făcut și, din păcate, în lumea asta virtuală, astăzi nu puteți decât, nu puteți să faceți investiția bugetului vostru decât într-una dintre cele două variante. Și atunci aș vrea să vă rog, cine și-ar da bugetul pentru o campanie pe Story? Așa la burtă, cu o foarte mică margine, mie se pare că ei au câștigat, dar ei au comentat de asemenea foarte bine. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Sinteza o facem data viitoare când mai e timp, drept pentru care mulțumesc și vouă că ați participat atât de viu la dezbaterea asta.